Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lui domnul Xi Jinping, Xi Jinping. Ăsta la... cine? Cum, mă, cine ai nebunit? Este președintele Republicii Populare Chineze. Așa, îmi suna cunoscut. Dictatorul Chinei. Dictator peste 1, câte miliarde... Tovarășul Chinei. 1,3, îmi face semn la Tudor imediat. Apar un dictator mai... Da. Corect, așa. Crezi că s-a bucurat să ajungă la Belgrad după ce a fost la, în Paris, la mâncărică, la asta mă refer. Ca la plescavița. Da, măi, eu ar fi dat și eu plescavița corectă cu caimac și o șlibovită lângă. Lasă, și niște... naivar. Și un naivar, să pună pe lipie, să se bucure și omul. Înțelegi? La, ascultam știrile ieri am, la Europa FM și ne-am amuzat aici că i-au dat, în Franța, i-au dat tartă cu afine, la dinner oficial. Într-o dată că le-am reușit să mănânce cu bețișoarele, cum am mâncat tartă cu afine, cu bețișoarele. Tarta aia cu afine, de care râdeam noi, cum o să-i dai tartă cu afine, mă, președintelui chinez? Da, e prea de tot. Da. A apărut în ultim moment, i-au înlocuit o prăjitură care ar fi putut da un semnal greșit, comentează presa franceză, pentru că inițial voiau să-i dea prăjitura Le Rus, adică prăjitura rusă, rusească. Le Rus este, citesc, o, că m-am documentat să văd despre ce este vorba, deci era să fie incident diplomatic. Acum nu puteai să-i dai Le Rus în contextul ăsta geopolitic. Este... o pastă de biscuiți cu migdale și praline, a cărei rețetă, potrivit legendei, provine din Crimea. Da, mă, unde asta? Cum e? Unde? La este, Franța. Este practic un salam de biscuiți franțuzesc. Da, dar e cu migdale și cu praline. Praline, da. Mai pastă de biscuiți cu migdale și praline. Pudrată cu zahăr, prăjitura amintește de câmpiile înzăpezite din Rusia. Ce prosteală. Ai înțeles? Deci stai puțin, că nu înțeleg. Zahăr, că e dulce oricum. Mamă, de unde e sal, până unde ăsta al nostru? Da. Luca? E fan migdale, da. Că asta nu vedem venind. Pastă de migdale. Atenție. Da. Nu migdale. Pastă de migdale. Pastă de migdale care se găsește și în bomboanele Mozart. Așa. Deci de acolo te luat. Dar nu-mi place marțipan. Deci. Dar lapte de migdale... Nu. N-am încercat. Mie, am o ceva. Doamne, se devine asta vegan, fii atent. Am deci încercat eu, dar n-are nicio legătură, nu? Deci, laptele de migdale și îi place soia, asta termină. Migdala e ca găina. În ce sens? Ea-i dă omului tot. Următoarele. Lapte, rânză, carne, ouă, da. Marțipan. Așa. Făină de migdale, care este senzație. Deci făina de migdale în prăjituri, tu e Dumnezeu, aia e. Mă, tu l-ai fi văzut după asta fan migdală? Nu. Și poți să o pui și în diverse feluri de mâncare, ca atare o prăjiști un pic, ca pe nucile caju, ca pe altă nucă. Ne-a titi migdală. Ne-a titi migdală. Da, deci s-a schimbat prăjitura Rus, i-au dat de asta tartă cu afine. Ce avem pe aici? Ce mai avem? Mai a rămas niște tartă cu afine. Bagă tartă cu afine, că nu se prinde. Și altfel i-au dat, tot în Franța, i-au dat ceva numit garbure. Garbure? Garbure, m-am uitat după rețetă, este o tocană supă tradițională locală, adică este o supă foarte groasă sau o tocană mai subțire. Deci de asta e zic. E o tocană. Ha? Gulaș. Deci el are particularitatea asta. Nu că, poate fi și așa și așa. Nu, că gulașul, mă rog, are gustul ăla. Măcar are gustul ăla intens, cu boia, cu, adică da. Asta nu, asta este... Da. Are varză, gâscă, confit de gâscă în principiu, brânză și pâine veche. Deci eu vă spun, mă, ăștia au fost pe economie cu... Si, da, i-au dat bine. Ceva tartă cu afine de la bulangeria din colț. Ce avem? Ce mai? Mai avem niște pâine veche. Ce facem cu pâinea veche? Nu aruncăm, mai facem garbiuri. Da, de-aia scos niște gâscă din... Sper că s-a prins, adică poate Xi când a văzut gâscă au fi întrebat... Din garniță. This... Din garniță. This flench dog. Și după aia i-au mai dat umăr de miel confi. Cu jambon. Deci au umblat în garniță până la fund. Da, exact. Ia bagă mama aia, ce mai ai? Dă, lasă gâsca aia, că eu fac cu niște pâine, cu jambon și niște miel. Dă în coa. Dar n-a fost Macron la bunică sa zilele astea? Parcă așa ceva. Acasă. Acasă. La el. O fi luat un borcan de la bunică sa din când cămară. Zici că bunică sa, te referi la bunică sa sau la... Sa mare. Mama mai. Mama, nu, nu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.